Această emisiune vă este prezentată de Angst, artizan al cărnii. Bună seara, prieteni! Bine ați venit și în această seară în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Mic, o coproducție a Agenției InfoGrup și a Postului de televiziune AgroTV. Sunt Iuliu Stoian, realizatorul acestei emisiuni și directorul editorial al Agenției. Înainte de a intra în problematică și înainte de a vă prezenta uh, invitata cu totul și cu totul special a acestei ediții, dați-mi voie să dau legătura colegii mele, Veronika Uțachi, pentru a vă prezenta, bineînțeles, și Lemit Da, prieteni, sunt Veronica Ursachi și iată care sunt știrile acestei ediții. Expo conferința internațională Meat Milk va avea loc în acest an în zilele de 30 și 31 mai 2019 la Hotel Alpin din Poiana Brașov și va avea titlul Protejarea interesului național în condițiile globalizării sectoarelor de carne și lapte. Potrivit programului, ziua de 30 mai va fi rezervată prezentărilor de tehnologii și a comunicațiilor tehnologice și științifice. Astfel, atât în ședința generală, cât și în workshopurile carne și lapte, companii din domeniu își vor prezenta ultimele oferte destinate fermierilor și companiilor de procesare. Ca în fiecare an, la standurile Zone Expo vor fi amenajate spații de expunere, acolo unde vor fi organizate degustări de produse premium ale companiilor din domeniu, precum și noutăți din domeniul sănătății animale și a siguranței alimentare, soluții de mediu, tehnologii de procesare și ambalare, sisteme de transport și depozitare, etc. Sera de 30 mai va fi rezervată cinei festive, în cadrul căreia va avea loc gala premiilor Meet Milk. Detalii puteți afla accesând mit milkro sau la telefon 021-223-2521, de asemenea accesând ediția online a revistei Meet Milk sau intrând pe pagina de Facebook a aceleiași publicații. Guvernul a aprobat o hotărâre privind metodologiile stabilirii normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor în activitățile agricole, precum și metodologia de calcul a reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit din legea cooperației agricole. Prin acest act normativ se reglementează introducerea sintagmei normă devenit unitară ca valoare necesară, calculului de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, Întreprinderile familiale, denumite în continuare persoane fizice, a producției valorificate prin sau către cooperativa agricolă pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit. Faptul că în cazul persoanelor fizice, membrilor asociațiilor fără personalitate juridică, cultivarea terenurilor cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor deținute, nu generează venit impozabil. Metodologiile pentru calcularea de către direcțiile agricole județene respectiv a Municipiului București, a normelor de venit și a normelor de venit unitare, însoțită de exemple pentru toate categoriile de produse vegetale și animale. Totodată a fost abrogată hotărârea Guvernului numărul 330 din 2014 privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole. Deputații europeni au votat amendamente la legea privind calitatea duală pentru companiile care comercializează produse alimentare de acest tip, urmând să aplice amenzi de până la 10 milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri anuală a comerciantului. În Comisia de Specialitate, deputații europeni au votat cu 37 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere, în favoarea unei propuneri modificate care conține o listă neagră cu alimente cu dublă calitate. Propunerea face parte din pachetul Noi Legi pentru Consumatori, anunțată în aprilie. Potrivit Parlamentului European, hotărârea înseamnă că toți consumatorii vor fi mai bine protejați împotriva practicilor înșelătoare și neloiale. Textul trebuie aprobat de către Parlament înainte de începerea negocierilor cu Consiliul. La rândul ei, Organizația Europeană a Consumatorilor a anunțat că votul este un pas în direcția bună pentru eliminarea practicilor duale de calitate pe piața unică. Conform statisticilor și estimărilor GPC, în anul 2018, valoarea cumpărăturilor online a depășit pragul de 3,5 miliarde de euro, cu aproximativ 30% mai mult decât în anul 2017, când s-au înregistrat 2,8 miliarde de euro. Pentru al doilea an consecutiv, creșterea de aproape 30% este una dintre cele mai mari din Europa, fapt care demonstrează potențialul uriaș al pieței românești de e-commerce. Dacă facem o medie, românii au cheltuit pentru cumpărături online aproape 10 milioane de euro în fiecare zi din 2018, în creștere semnificativă față de 7,67 de milioane de euro, media zilnică înregistrată în 2017. Potrivit estimărilor GPEC și ARMO, Asociația Română a Magazinelor Online, în anul 2020 piața românească de e-commerce va atinge și probabil va depăși pragul de 5 miliarde de euro. Dragi prieteni, acestea au fost știrile Meet Milk. Vă las în compania colegului meu, Ilie Stoian, pentru încă o ediție specială a emisiunii noastre. mulțumim, Veronica! Dragi prieteni, haideți să începem dialogul nostru, iar în această seară o avem invitată pe doamna Dana Tănase, director executiv al Asociației Române a Cărnii, prima doamnă care deschide seria doamnelor care vor mai fi invitate în acest an. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, doamnă! Bună seara, domnule Stoian, și mulțumesc pentru invitație. Haideți să ne gândim puțin și la 2018. Uh, cum s-a încheiat anul pentru Asociația Română a Cărnii și mai important și mai ales cum s-a încheiat anul pentru companiile membre în Asociația Română a Cărnii. Știți că este o vorbă din bătrân care spune cele rele să se spele, cele bune să se adune. Așa Domnul... și, noi, așa și noi dorim să rămânem cu lucrurile bune și frumoase care s-au întâmplat pentru companiile membre ARC în anul 2018. Și să sperăm că și anul 2019 va fi un an cât se poate să fie de, de bun. Sigur că dacă este să privim la diversitatea activităților pe care membrii asociației pe care o reprezint o desfășoară, și țintele și obiectivele au fost diferite. Fie că vorbim de companii care s-au axat pe inovare și pe dezvoltarea de noi produse, sau pe investiții în sistemele de management a calității, pe diversificarea și portofoliului de activități, sau pe retail, pe retailul de proximitate, dezvoltarea de firme și de mici magazine odată cu un proces de rebranduire, sunt câteva aspecte care au făcut parte din activitatea membrilor Asociației Române a Cărnii. Nu toate trebuie... foarte importante, toate cât se poate de benefice și pentru companii și pentru consumatori. Și pentru consumatori în ultima instanță, firește. Nu trebuie să uităm un aspect important legat de export. Exportul, vrem nu vrem, reprezintă o componentă importantă a activității noastre și este normal să fie așa. Și, nu în ultimul rând, trebuie spus faptul că o serie de companii au obținut premii prestigioase la concursurile internaționale și astea vin să demonstreze încă o dată o recunoaștere a savoarferului românesc. Deci aș putea spune că tendința generală a anului 2018 a fost obținerea de produse din carne cu un număr redus de aditivi și uh, cerințe legate de consumator. În speță uh, au crescut uh, vânzările pe gama, pe segmentul crud uscate, și asta cam cu 7-9%. Oh, oh. Da, și sigur, acesta este un segment care crește încet și sigur. În fiecare an se observă cât un salt calitativ. Iar, pe de altă parte, este sectorul de ready meal, care pentru unele companii membre ale asociației a ajuns la o cifră de 20%. De asemenea, exportul pentru companiile care sunt prezente pe piața, și aici aș vrea să folosesc termenul de schimburi intracomunitare. Noi folosim termenul de export în limbajul uzual, dar de fapt sunt schimburile intracomunitare. Mi-a plăcut formularea, patriot european. Da, cam așa, cam așa ceva. Simpatiote european. Cam așa ceva și aceste exporturi au atins cam 15% din cifra de afaceri a unor companii. Asta e foarte bine, pentru că... Sigur că da, este prezența produselor românești pe piața Uniunii Europene. Este pe un de o lucru parte, normal. Pe de altă parte, bă, bă, așa ca logica afacerii, de foarte multe ori am spus că unde nu dă domnul ca uh, firmele de aici să-și uh, să uh, asigure activitatea curentă din afacerile bă, derulate, din vânzările uh, de aici, iar pe baza exportului să se realizeze dezvoltarea pe încă să Da. eu așa am este bânt, o... nu am mai vechi. da, da, da. Uh, Și este uh, o bun, filozofie. A, ați vorbit despre consumatori și despre, despre cele două tendințe pe păi ele reflectă de fapt și modificarea pieței, una la mână, uh, ritmul de viață din ce în ce mai alert. Deci uh, ready crește în pondere, bănuiesc că și comoditatea, a convenience-ul. Absolut. Asta implică și ambalarea și cruduscatele, care înseamnă orientarea consumatorului către produsele din gama premium. Lucru care e la fel foarte, foarte bun. Să știți că toate aceste lucruri, industria de procesare, nu le poate realiza fără sprijinul industriilor conecte. Da? Deci, da, vorbim da. de cei care pregătesc mixurile de condimente, de cei care pun la dispoziție tehnologiile ultramoderne de ambalat, utilajele și așa mai departe. Dar astea sunt deci, la, 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 care la sunt. A Fie categorii, categorii și care fac și ei parte din Asociația Română a Cărnii. De asta spun că la nivel de companii membre, țintele au fost diferite în funcție de profilul de activitate al... Una peste alta, anul 2018 a fost profitabil pentru firmele Asociația este profitabilă în continuare. Da, 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 da. Fi, da. Nu, nu, nu ajungem la cifre pentru că Nu, nu este spus, cazul, însă dacă... firește așa iar, ceva, iar, ceva, dar iar faptul că sunt... iar faptul că uh, aceste companii argumentează prin produse și prin calitate piața e semn al profitabilității și semn al, sigur că al da. puterii de investiții și și al încrederii, al încrederii consumatorului în produsele, în produsele românești firește, nu? Pentru că dacă nu ar fi cerere, nu ar exista ofertă. A, sigur că da. Bun. Să terminăm cu anul 2018 să trecem la, la, la anul 2020. Aș mai vrea să menționez tot. un lucru. Tot la nivel de asociație a fost creat un grup aplicant care are în componența sa patru companii și aici cu să îmi le permit permis să le menționez, Ești este vorba de, de sigur că da, este vorba de Aldis, este vorba de Cristim, uh, Vascar și recent a fost, este și Diana, s-a alăturat, care intenționează să facă produse specialități tradiționale garantate în sistemul de calitate european, motiv pentru care în luna decembrie am finalizat auditul împreună cu organismul de certificare, cu Certindu, la Vascar, iar în luna februarie va urma auditul la Diana. Și astfel încercăm să definitivăm pentru acest prim trimestru al anului 2019, caitele de sarcin pentru două produse, mușchiul țigănesc și parizărul. Mm. Da, ne întoarcem ne la rețeta din 1968, după care să continuăm demersul cu alte produse pe care dorim să le înregistrăm. Uh, de nu stăpelim întrebarea și uh, chiar vreau să o pun. Uh, care, este, care este opinia concurenților de, de pe piața occidentală Uh, cu privire la produsele românești. Știu că sunt alte gusturi, alte obiceiuri de, de, de consum, știu că sunt cu totul și cu tot, fiecare piață își are specificul ei, dar care este bă, opinia nu aia oficială, aia care, bă, pe care o, o, o aflați în dialogurile așa, amicale. Uh, produsele românești, cu excepția participării la uh, manifestările internaționale, în general uh, sunt încă, cu părere de rut, trebuie să spun asta, puțin cunoscute. Ele sunt mai mult distribuite în uh, dar cei care le zone. Cunosc, Ia, ce dar spun. cei care le cunosc le adoră. A, mă, da. mă cei care, care le cunosc le adoră, firește. Înseamnă că trebuie insistat pe partea de promovare externă. Trebuie insistat și pe partea de promovare externă, dar aici deja avem începem să avem probleme, datorită problemelor legate de sănătate animală, care impietează în mod indirect și. Și uite, producției. așa am ajuns la provocările anului 2019. Da. Uh, care sunt principale obiective și uh, uf! peste ce obstacole trebuie să treceți ca la finalul anului să să, să Deci principalul, ne vești principalul nostru obiectiv la nivel de asociație, mă refer, este acela de a continua această promovare de produse românești prin înscrierea lor în sistemele de calitate europeană și mă refer la sistemul de specialitate tradițională garantată, care este varianta, să spun așa, cea mai soft. Iar principalele dificultăți și faptul că suntem puțin îngrijorați este legat de evoluția, de materia primă, în special carnea de porc care se pare că va deveni rară avis în curând Carnea de porc românească Carnea de porc românească, firește Lucrurile nu s-au absolut deloc bine în momentul de față da, situația este destul de Aș spune că destul de, de complicată la, la, la întregul teritoriu a României. Da, da, da. Cum credeți dumneavoastră că și-au făcut autoritățile treaba pe linia sa a combaterii sau măcar a stopării evoluției pesei Porcine Africane până la finalul anului trecut? Cred că trebuie privit oarecum diferențiat. Dacă Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a impus măsurile conform procedurii manualului de diagnostic normelor europene, cred că nu a avut un sprijin suficient din partea autorităților locale. Asta este părerea mea, pentru că altfel virusul nu ar fi zburat cu viteza luminii din județul Tulcea, de unde, de unde a început dezastru, să spun așa, și să se răspândească în toată țara. Un alt aspect consider că a fost mediatizarea și unde s-a insistat foarte mult pe faptul că această boală nu reprezintă o zoonoză și de aici un pericol pentru consumator. Un pericol și respectiv un pericol pentru sănătatea, și da, pentru, sănătatea și... pentru sănătatea publică. Și de aici a fost acea avalanșă de porci sacrificați în gospodăriile populației. Undeva în sfârșitul lunii octombrie-luna noiembrie, carnea pusă la congelator și s-a omis faptul că virusul este foarte rezistent în carnea congelată. După care, probabil, s-au făcut și s-au plecat la rude și uite, așa. Factorul uman este cel care determină în momentul de față, în opinia mea, repet, evoluția această fulminantă a bolii. Deci, România profundă, vector al transmisiei și al extinderii peste da. porcine africane. Nu greșesc. Personal, am toată încrederea în specialiștii autorității naționale sanitar-veterinare. Am, am avut încredere și în câteva inițiative ale colaterale mea de care nu trebuie să n-avea cum să, să prea multe de instrumente. Sigur, de sprijinul meu de a venit pe parte de despăgubiri, da, a existat da, 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 da. Și tot concursul, categoric, a treaba, categoric, în categoric în limita da, competențelor. În da, limita da, nu competențelor, putem... însă, însă sunt siderat de foarte multe situații, de, 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 de totala lipsă de, de educație, de irresponsabilitatea totală a românului de rând. Sincer să fiu, cred că este vorba și de necunoaștere, de ignorare. Nu cred. Eu, da, mie nu mi se... știți, se merge pe varianta asta, mie nu mi se poate întâmpla și atunci lasă că porcul meu este sănătos și așa mai departe. Uh, în viitoarea ediția a revisei MidMilk uh, o să publice un articol despre specificul, uh, specificul consumatorului român. Și acolo se spune, uh, Goblin a făcut uh, o cercetare sociologică uh, și acolo se spune spune faptul că ă, populația din orașele, din micile comunități, sunt la fel de bine informate precum populația din, din centrele urbane mari, inclusiv a, prin, prin internet. Deci, da, ă, în ziua de astăzi, internetul, într-adevăr. Nu cumva avem de a face cu o reavoință a omului care, dacă poate să facă o șmecherie, o face și iată, suferim toți. Este vorba și de mentalitate. Ori mentalitatea nu se schimbă de pe o zi pe alta. Mm, și atunci, nu credeți că ar trebui uh, uh, întărite măsurile de pedeapsă până coadă? Eu cred că ar trebui. Uh, de opinie sinceră ar, de, 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 uh, Deci, cred că ar de trebui. Cetățean. Deci, Disociem ca în de cetățean, în calitatea mea de, de cetățean al acestei țări, cred că regulile trebuie respectate, ele trebuie foarte bine stabilite. Și cine nu respectă, firește, trebuie să plătească. Foarte scurt. Dar pentru asta trebuie să avem niște reguli foarte clare și care să fie verificate dacă sunt respectate sau nu de către toți cetățenii care sunt implicați. În speță, ca să fiu foarte concret, să vorbesc foarte concret, mă refer la faptul că este nevoie de o legislație care să stabilească din punctul meu de vedere și în general și cu ceilalți membri ai asociației cu care am discutat un număr de animale pe care, care pot fi crescute în gospodăria populației, așa zise animale de subzistență, pe care poate să le mănânce, să le taie în gospodăria populației și pornind de la acel număr, în rest, ce este, trebuie să respecte normele de biosecuritate. Altfel, o să ajungem, de acum încolo, pentru mulți, foarte mulți ani, poate zeci de ani, o să ajungem o mare importatoare de carne de porc. Doamna Tănase, păi, n-am cum să părăsesc subiectul, ah. pentru că mă sâcie. Săptămâna trecută, în Timiș, s-a găsit un, un caz cu 55 de porci crescuți într-o curte, iar prima declarație a proprietarului era că porcii erau crescuți pentru consum propriu. Și iar anul trecut în călărași, s-a găsit o fermă clandestină de porci care bă, bă, funcționa într-o unitate militară la câteva zeci de metri de directoarea DSV-ului din localitate. E. Pentru că în momentul de față legislația permite așa ceva. De asta păi, spun ferma că aia nu, bă, trebuie... era total ilegală, nu, nu permite nimic. Pe, pe, da, e avea avea a, a... o fermă care era înregistrată, nu, animalele. A... Era clandestină. Da, o dacă era, unitate militară. A, dacă era bine și unitatea militară poate să aibă o mică crescătorie. De, Stați puțin, nu vrea, deci. Pentru că, uh, nu, aprovizionarea armatei s-a descentralizat. Păi da, dar există, de exemplu, există și era penitenciare. Că dacă dus era poliția. ilegală, dacă s-a dus poliția, atunci Așa. nu mai e în capa lor. Dar a funcționat mult timp până Pot să aibă propriile și... lor ferme Iar și unitățile comentariile erau foarte bă, foarte dure, pentru că bă, acea fermă clandestină era la câțiva bă, bă, zeci de metri de, de, de casa bă, unui medic vete, veterinar. Da și îmi aduc aminte de emisiunea în care domnul Doru Enache, directorul de la DSV Dorin. Brașov așa, da. a venit în emisiune și ne-a povestit despre faptul că a primit solicitarea de a trimite colegi în, în unele localități ca să suplimenteze numărul de, de, de specialiști și a ajuns într-o comună, colegul medic veterinar i-a spus domnule uite ce s-a întâmplat, ni s-a spus luați toți porci infesați dar nu pe ea care alergă pe câmp pentru că sunt ai primarului cum facem? Asta este o problemă care depășește. E vorba da, de, este... de, 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 de filieră? Este și vorba după... de filieră, firește, și este vorba după, de. După pauza de publicitate, vă rog să reluăm repede, repede subiectul, pentru că știu că ieri a fost o întâlnire foarte importantă a dumneavoastră cu cei de la APCPD și cu cei de la Asociația Medicilor Veterinari. Dar preluăm da. și terminăm cu subiectul ăsta. Vietei, rămâneți în fața micilor ecrane, publicitate repede și ne întoarcem la dialog.